Bună ziua și bine ați venit! Este miercuri, marți, miercuri, ce e azi? Miercuri. Ne-a venit Mariusica de la București, care nu vrea să apară pe filmare că este rușine. A zis că nu este aranjat și nu poate să apară. S-a rezolvat eu. Și ne-a adus niște jucării noi de la Vibe, de la Edge, de la SX. Și avem un felul următor, să trecem în subiecte. Începem cu Spor Siguranță. Este... Te mai trebuie să-i scoți capac. Așa. Se pot face multiple porturi siguranță frumos, cu siguranțe ANL, la fel ca blocurile. Și... dacă pui două, pune unul lângă altul, bagă-le înapoi. Să se vadă sistemul de prindere. De desprindere. Dacă intri cu o singură alimentare, poți faci punte după aceea aici cu tablițe. Și să intri cu două intrări? Să intri cu o intrare, de exemplu 50, dacă nu mă înșelare, să ieși cu 35, cred că. Două 35-uri cu o intrare da, de 50. Da, are niște inele aici, desface șurubul și iese și mai mult. Și mai are aici, în laterală. Pe la ei șurubul de prindere a cablului. Șurublu! Așa. Hai avem... să terminăm cu siguranțele. Cu siguranțele. Asta, cu siguranță terminăm cu siguranțele. Acesta este un port siguranță waterproof și optește... În cască. În cască. Vine cu imbusul aici ca să nu stai să-l cauți ca fraierul, că nu știu unde l-ai pus. Oricum îl cauți. Așa, bănuiesc că ăsta iese într-un fel de aici. În sus. Dacă trag mai tare, iese de tot. Are siguranță aici. Pan. Păi. Frumos, elegant, cât de cât. Și pe unde bași, mă, cablu? Aici vine așa și cablul vine pe jos. Cablul vine jos aici. Și ăsta e cauciuc. Ce mișto e. Și se poate prinde frumos la motor să arate și frumos să nu mai stea... Sau pentru cei care au cablajele trase pe sub mașină. Chiar și așa. Lasă pe puntea spate. Așa. Să trecem la lucru cu adevărat serioase. Și bonus primești și două siguranțe. Da. Una de 15 și una de 30. Una albastră și una verde. Pentru cei care... nu contează. Așa. Și avem acum. Avem un crossover activ. Drăguțel și frumos. Se poate lua semnalul, se introduce în el. Are auto turn on. Poate porni sistemul singur atunci când detectează semnal din player. Se poate regla voltajul pe semnal, ce tip de semnal să permită pentru mașinile de generație mai nouă. Care sensibilitatea au semnalului. Sensibilitatea la semnal. Așa. Curentul de intrare, speaker inputs. Avem aici față, și spate. Aici. Două față, două spate. Reglajele de aici, avem și rezistență de masă sau nu mai știu ce naiba era asta, EPS load. Habar n-am ce este. Error protection system. Adică până la 10 rezistențe, 150 și 600 R. Așa, load-ul la fel. Și pe o parte și pe cealaltă, levelul și ledurile de clipping, ieșirile pe RK-uri. Uite că scrie ce înseamnă EPS. Error. Advanced Error Notification System. Protection. Nu scrie protection. 9 volți. Nu scrie 9 volți acolo? Up to 9 volți RMS. Ce mă, că scrie aici. Adică se bagă semnalul frumos și pe ieșire are 9 volți. Da? Ceea ce înseamnă că dai în stație ca Bosnia-Herțegovina. Bun, acum să trecem la lucrurile mai importante. Procesor de sunet, care este alcătuit din 3 bucăți. Și avem în felul următor. Bucata așa. De procesaur. Aha. Da? Modul de Bluetooth sau Bluetooth, cum zic unii. Nimeni nu zice Bluetooth. Ok? Și remote-ul, care are un design nou și frumușel. Și le și desfacem, hai să le desfacem să vadă oamenii. Ți iau o bucată de cater. Îți dai seama ce onoare pe noi că acum mai rupem fâșul. Muzica de lift. Manuel. Cine le citește pe alea? Mă așteptam să fie mai mare.
Mă așteptam să aibă cablu tip C. Cablu de imprimantă. Ăștia cam subțirel acum cu conectica. Ce vrem la banii ăștia? Adică... Ăla-i high input-ul. Input-ul și ieșirile direct și baftă. Măcar plasticul e bun. Atâta! Aici se poate conecta antena de bluetooth cu placa care vine, probabil se desface frumos și se montează pe placa lui. Remote-ul, intrare frumos, cablu de USB pentru reglaje, ieșirile pentru amplificatoare, ceea ce înseamnă că putem să legăm față, spate, subwoofer, să avem reglajul pe toate, sau depinde cum vrei să faci tot sistemul activ pe față, cu mid-bass, mid-range, tweetere. Și intrările, cu level input, ceea ce înseamnă că putem să reglăm și aici sensitivitatea de intrare, semnalul de intrare. Alimentare, are și auto turn on, la fel pe off, adică pornește, dacă este pe off, pornește pe remote, dacă este DC, când simte semnal din player, remote-ul pornește și vox-ul e semnalul de intrare. Când primește semnal pe difuzoare, dacă aveți mașină cu senzor de parcare de fabrică, chestii, trestii, ca să auziți senzori în difuzoare, se setează pe vox și merge toate cele. Greuț. Bun, să dăm pastea deoparte. Ne uităm și la remote cum arată? O să vedem în realitate. M-a pus zita mai cutia și am impresia că o să fie o chestie de aia tătica. Nu care mult cablu. E de întregul cablu. Nu. Are la fel ca la masă-i, cu mufă. Nu o să o văd. Și ce dacă? Da, dar are același sistem de montaj ca la masă-i. Da. Deloc. Cu dubla adezivă și se lipește pe parbriz. Da-i frumușel. Pac, 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 pac. Nu se vede nimic care avea ecran, dar aici luminează frumos și arată chestii. Oare câte de astea ține? Cumperi? Uite mă care suport. Uite mă, da mă. Și eu ți-am zis. Care ăștia au făcut. Și cu buză să poți să-l montezi. Și metalic. Și logică puțin adeziv. Și ăsta a intrat pe aici. Când o să facă și el așa ceva? Niciodată, am înțeles. Mai răbdare mă. Vreo 50 de ani. Asta îți poate face o crestătură în plastic. Se introduce asta frumos. Oh, Japonia! Cum a intrat! Da, chiar că e frumos. Așa da. În sfârșit, ceva cu cap. Bun. La gunoi acum cu asta. Ia, cap. Aur de aur. Aur, boss. De la Masui. OFC copper wires, gold plated connectors, silver metal housing. Au băgat aur înăuntru și tablă deasupra. Ce face firul ăsta? Da, firul ăsta ce face? Toată lumea îl folosește pe ăsta, care e mod de pornire. Păi și nu asta face? Nu neapărat, poți să-l folosești și pentru grounding. Pentru ground loop. Grounding am frigider acasă. Da, și ăsta e un cablu RCA. Ca și material e super bun, e dur. Este mișto, poți să-l tragi fără să fie frică că l-ai pleznit pe undeva. Bun. Acum începem pe SPL-ul. Gălăgie. Acesta este un tuter. Twitter mâncățeș. Black Dead. Deci că e cană de cafea. Black Dead, BD, probleme, a scris tot alfabet. Grilă de protecție aici frumos, ar putea să fie Twitter prin compresie. Am mâncat sigur. Știai mă asta?
Autoleia. Aparent e prin decompresie. Să-i punem niște vaselină să nu scârție și prezoane. Conector frumos pe spate. Elegant. Greu. Niște date rapide așa despre el. Da, compression tuter. Date mai încolo. Date citiți pe verde. Ce mai vine, mă, înăuntru? Un condensator. Ceva. Are condensator. Condensator și șuroabe de prindere. Și clipsuri. Clipsuri. Păi... Asta e de 2,2? Și că 360W Pro Audio Compression Driver. Dar mai mult ca sigur asta e puterea maximă. Da, continuăm. De. Twitter. E, și acum ceva frumos la care o să le facem review. Cei de la Vibe au scos niște difuzoare mid-bass de 20 pentru Golf 5, Audi A4, B8, spre exemplu. Cine mai are difuzoare de 20? Oricine vrea. Oricine vrea poate să aibă difuzoare de 20. Cum membrană de spumă, Marius și optește aici în cască, Volkswagen T5, T6, Q5, Q6, Q7, Q8. Membrana este foarte sensibilă. Asta m-a atras cel mai mult. Și are un sunet foarte plin. Dacă nu se auzea compresorul de afară. S-ar putea să ajungă pe IETA. S-ar putea să ajungă pe IETA. Doar pe JETA. 100 de W RMS, British, șaseiul din oală. Așa. Din oală de tuci. Oală de sub tuci. Și o să vedem noi datele. N-au dat? Grile nu. O să vedem noi datele tehnice și vine împreună cu Twittere. Partea șmecheră e că sunt 685 de lei setul de 2 mid-bash, 2 Twitteri. Mai bine de atât nici că nu se poate. Twitterul e frumușel. Îmi place plasticul ăsta aici, dar... S-ar putea să arate bine. Spre exemplu, dacă are plasticul negru în mașină, chiar arată beton. Și asta vin cu restul de accesorii de prindere înăuntru. Le facem noi un review frumos la astea și le ascultăm, vezi ce iese fumul din ele. Și acum, un subwoofer de la Vibe Slick. Un gogoșar. De 22 cm record, două bobine. De câți ohmi? Două bobine de 2 ohmi. Putere... Da, e putere. Nedeterminată. 450W RMS. O chestiune de asta miculuță. Aici e o protecție. Pe spate ce scrie? Slick 8D2 V0. Dual 2 ohmi. Design Engineering England. 450W RMS. Îmi place foarte mult modelul din față. Și ăsta e cauciuc aici, nu e plastic. Suspensie cauciuc. Cusută frumos. Sport. Con de hârtie. Da, e hârtie. Presată, tratată. Tratată, presată. La compresor. O să-i facem un review și lui ăsta să vedem ce știe să facă. Și poate facem și o cutiuță mică. Spider roșu, adică e de ăla de calitate. De curse. E de curse. Go! Avem stații, noile stații de la Edge, mici și ale dreacului, ca să zicem așa. Avem și mici. Avem și mici, avem muștar. Noile amplificatoare de la Edge, design nou, construcție nouă. Dacă nu mă înșel, sunt aceleași sisteme ca la Taramsk, aparent cum toată lumea s-a apucat de ele. Niște condensatori înăuntru cât capul lui Cristi. Cât stația pe înălțime? Cât stația pe înălțime? Efectiv, atâta e condensatorul. A, așa e și condensatorul. Birtai condensator. Și se dă în felul următor. Să dăm cărțile pe spate. Hai, nu le luai și tu chiar pe toate așa. La rând, că alea asta este prima stație. Avem așa. Pe câte canale e asta, mă? Pe 2? Păi scrie 2 aici. 2 canale. Și avem așa. Pe 4 ohm stereo, 2x850W RMS. 2 ohm stereo, 2x1250. Scrie. 1 ohm stereo,
2 ori 1800 de W, 4 ohm mono, 1 ori 2500 de W. Ce să-i dublu. Și ăla-i dublu ca putere. Și tot așa, și pe 4 mai canale. Mai micuțe. Pe 4 canale. Pentru orice buget. 4 ori 310 W. Ce poți să-ți dorești mai mult? Power, motherfucker. Și aia este 2 ori 300 de W. 600. Cine a ghicit? Ce rest? Mono. Asta e mono. A, asta e mono. Și are la un ohm 1 ori 3300 de W RMS. Îmi dai seama cum face paying-ul pe ea? Și asta mică, telefonul ăsta mobil, de prin 95, știe în felul următor, 2x225, așa, 2x525. N-am observat o chestie la niciuna. Siguranțele, 90 de amperi. Astea sunt de alea cu no fuse team. Da, și 1x1050 de W RMS pe chestia asta mică. Lucrul cel mai important la stațiile astea și toate de generație de genul acesta, ca aparent apar din ce în ce mai multe, să nu scadă sub 13V curentul. Asta a scăzut sub 13V curentul, iese fum din ele. Pentru că așa sunt concepute, sunt stații de putere foarte mare și au nevoie de curent. Așa că dacă ai un alternator de 90 de A și o baterie de 75 de A, asta nu e pentru voi. Se oprește motorul. Niciuna dintre astea. A bubuit odată, ai rămas fără lumini, fără curent, nici măcar LED-ul nu se mai aprinde în ceasuri. Deci, stații de SPL, stații de putere, generațiile noi, mult mai mici, mult mai puternice. O să ne jucăm și noi cu ele, să facem un pic de party, Cristi. Băgăm așa niște 18 pe ele. Păi uite că avem aici. Avem aici frumos în ce să le băgăm. În cutia de pizza. Acestea fiind spuse, hai în pușca mea că mai avem o grămadă de treabă.